L-am jurat pe TJ Miles. Cum să-l înjur pe TJ Miles și să nu recunoști că l-ai înjurat? Toată echipa susține că l-a înjurat pe TJ Miles, el nu recunoaște. Survivor România 2022 a avut premiera duminică 16 ianuarie la ProTV. Deși emisiunea abia a început, certurile nu au întârziat să apară la Survivor România. Cătălin Smărândescu din echipa Faimoșilor a intrat într-un conflict cu anumiți colegi de echipă, motiv pentru care a fost unul dintre cei trei concurenți nominalizați pentru eliminare în cadrul Consiliului de luni. O faci pe Otilia să plângă. Emil Rengle spune niște chestii la care tu te ataci și răspunzi cu brutalitate. De asemenea, Cătălin Smărândescu a fost izolat de către colegii lui din echipa Faimoșilor după ce l-a înjurat pe TJ Miles și a avut un schimb dur de replici cu Roxana Ciuhulescu, Laura Giurcanu și Emil Rengle. Recent, celebrul luptător a primit o lovitură de la Mihai, fiul său din prima căsnicie, care a postat un mesaj șocant pe TikTok vorbind despre caracterul tatălui său. Da, na, niște chestii pe care lumea nu avea cum să le vadă în familie și acum le vede doar prin mediul acestei emisiuni. Oricum, îți doresc tot succesul să rămâi acolo, să vadă lumea din ce în ce mai mult cum ești tu ca om, dragă tată. Ai grijă de tine și continuă să le faci oamenilor zile negre, că o să te iubească toată țara. Cei care ați zis de mine chestii nasoale, vă pup! Și ideea urc legăturile acum 4 ani de zile. Mihai Smărândescu nu a avut milă față de concurentul de la Survivor România, pe care l-a criticat extrem de aspru.